audiență și de cert interes pentru, și pentru cei care trăiesc aici, dar și pentru oaspeții care vin din alte orașe special să vadă acest festival. Un festival care a fost întemeiat și este organizat în continuare de Primăria Orașului Jimbolia, de Casa de Cultură din Jimbolia, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. Există și o serie de sponsori pe care voia dumneavoastră îi vom aplauda după primul număr muzical al serii. Deocamdată vreau să vă semnalez, și nu numai să semnalez, ci să aplaud un eveniment exhibiționist, dacă se poate spune astfel. Este vorba ca o manifestare adiacentă festivalului de o expoziție de fotografie pe care, o fotografie pe teme muzicale, pe teme de jazz, pe care a adus-o cu sine pentru dumneavoastră și pentru noi domnul Tod Belo din Zenta, Serbia. Aplauze! Dânsul este și această expoziție cuprinde poze extrem de inspirate și de expresive care imortalizează ceea ce domnul Tod Belo a văzut, a aplaudat, a vizionat de-a lungul călătoriilor sale europene. Este vorba de mari muzicieni precum Miles Davis, precum Roscoe Mitchell, precum Archie Shepp, precum Joel Brown și mulți alții care se află pe aceste simeze virtuale de pe peretele din spate și care sunt foarte bine puse în pagină, foarte frumos realizate ca și condiție grafică și combinație de culori și cu surprinderea unor momente de climax, unor momente de maximă dăruire a acestor artiști care au evoluat pe diverse scene. Un om cu foarte multă dragoste pentru muzică și pentru imagine. Sunt niște imagini care, cel puțin pentru mine, cântă acolo unde sunt ele prinse spre vizionare și care merită observate de la apropiere. În cele câteva minute în care se vor ajusta condițiile de sunet pentru formația care va deschide festivalul, vă invităm, vă rugăm să mergeți să le vedeți, fiindcă nu vedeți în fiecare zi așa ceva. Așadar, expoziție de foto a domnului Tod Belo din Zenta, Serbia. Aplauze! Acolo se află. Tudom az én képeim. Pantoșa,
Ea s-a înființat la 31 iulie 2005, deci... Primit medalia culturală de aur orașului Badeșin și este nominalizat la premiul Amadeus pe anul 2008. Ceea ce va cânta domnia sa sunt mai ales compoziții. Acest